Bună și bine te-am găsit la Legea Atracției! Cifra destinului 1 este una dintre cele mai puternice cifre din numerologie. Dacă ai această cifră de destin, ești o persoană hotărâtă, independentă și plină de energie. Ești un lider născut și ai o putere internă remarcabilă în a-ți atinge visele și obiectivele. Înainte de a intra în detalii, vreau să menționez că am publicat anterior un video în care vorbesc despre ce înseamnă cifra destinului și cum o putem calcula, acesta fiind un pas important în înțelegerea acestor cifre ale destinelor noastre și cum pot acestea să ne influențeze viața. Dacă nu l-ai văzut încă, îți recomand să urmărești acest video pentru a avea o bază mai solidă. Găsești linkul către acest material în primul comentariu și în descrierea acestui video. Dar hai să intrăm în miezul subiectului. Dacă ai cifra destinului 1, ești o persoană cu un potențial remarcabil. Ești un lider născut, curajos și plin de determinare. Această cifră îți conferă o voință de fier și o dorință profundă de a realiza lucruri mărețe în viață. Ești independent, creativ și îți asumi riscurile cu încredere. Dacă cifra destinului tău este 1, există mai multe domenii în care poți excela. De exemplu, antreprenoriatul este potrivit pentru tine, deoarece capacitatea ta de a lua inițiativă și de a face schimbări este foarte benefică în lumea afacerilor și finanțelor. Poți fi și un lider în politică, deoarece viziunea ta puternică poate să aducă schimbări remarcabile în societate. Nu trebuie să subestimezi influența ta în orice domeniu dorești să te implici activ. Cifra destinului 1 îți aduce numeroase oportunități în viață. Cu hotărârea ta de neclintit, cu siguranță că o să realizezi orice ți-ai propune. Este important să-ți menții direcția și să te concentrezi pe dezvoltarea personală. Cu legea atracției poți să atragi succesul și abundența în viața ta. Fii deschis la schimbare și vei vedea că universul te va răsplăti pentru toate aceste eforturi. În dragoste, persoanele care au cifra destinului 1 caută parteneri la fel de puternici și la fel de independenți. Cu o relație poți aduce pasiune și motivație în viața ta, dar trebuie să fii deschis la comunicare. Ai nevoie de un partener care să te înțeleagă și să te susțină în acest drum al tău către succes. Este important să comunici deschis cu partenerul tău de viață și să găsiți acel echilibru în relație. În ceea ce privește trăsăturile negative, dacă ai cifra destinului 1, acestea pot să includă egoismul excesiv, impulsivitatea și competitivitatea exagerată. Cu toate acestea, dacă conștientizezi aceste trăsături și faci efortul de a le ține în control, te poate ajuta atât pe planul creșterii personale, cât și în menținerea unor relații sănătoase cu cei din jurul tău. Este important să dezvolți empatia și să înțelegi că relațiile sănătoase și sprijinul celor din jurul tău sunt la fel de importante. Nu este important doar acel succes pe plan personal. Prin echilibru și autocontrol, poți să transformi aceste trăsături negative în puncte forte ale personalității tale. Dacă te îndoiești de puterea cifrei destinului 1, iată câțiva oameni celebri care au această cifră în destinele lor. Martin Luther King Jr., lider al mișcării pentru drepturile civile, a schimbat cursul istoriei cu pasiunea și determinarea sa. Steve Jobs, fondatorul Apple, a revoluționat industria tehnologică cu inovațiile sale. Leonardo da Vinci, geniu renascentist, a fost cunoscut pentru creațiile sale artistice și științifice. Aceste exemple ne arată că cifra destinului 1 poate include schimbări semnificative în lume, indiferent dacă ai cifra destinului 1 sau nu. Fiecare cifră are puterea sa unică de a ne influența diferit viețile. Dacă te afli sub influența acestei cifre, folosește-ți darurile cu înțelepciune și fii conștient de potențialul tău. Cu încredere și cunoaștere poți atrage succesul și poți realiza tot ceea ce îți propui. Pentru a maximiza toate atributele pe care cifra destinului 1 le aduce în viața ta, poți folosi principiile legii atracției.
Concentrează-te asupra obiectivelor tale, vizualizează succesul și atrage energiile pozitive. Cu determinare și credință vei putea să-ți transformi toate visele în realitate. Pentru mai multe informații și resurse, poți consulta descrierea acestui material. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă ți-a plăcut acest material sau nu, te rog să îi acorzi un like sau un dislike. De asemenea, dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.